E pregătită societatea pentru acest nou val de alergii? Nu, aș zice că în acest moment nu este pregătit. Uneori este surprinsă să te trezești și la 60-70 de ani cu prima ta reacție alergică. Alergiile se transmit, se pot... Asta este un mit, de altfel, și cred că se aplică mai nou și pentru rinită, că nimeni până acum nu se cramponea dacă strănutai. În ultimii ani, lucrurile s-au schimbat considerabil. De ce? E simplu de spus de ce. Păi ne-am schimbat cu totul obiceiurile alimentare, zic. Păi ce mâncam noi înainte, de epoca prea bine cunoscută, ce mâncăm acum? Astăzi? Când vorbim însă despre alergia alimentară și mai ales de cea care are mecanism imediat, lucrurile sunt chiar înspăimântătoare atunci când nu iei în serios această problemă, pentru că tabloul acestei reacții poate să îmbrace și forme foarte severe, care îți pot pune viața în pericol. Bună seara, dragilor! Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect cu totul și cu totul special. Asta pentru că în ultima vreme aud tot mai mulți oameni care se plâng de problema alergiilor. Și nu că sunt, nu știu, de undeva din copilărie și sunt sub tratament, ci din cauza că ele apar peste noapte. Lumea se sperie, reacțiile sunt din ce în ce mai puternice, ca să mă exprim așa, și oamenii nu știu ce să facă în privința lor. Ca să nu mai vorbesc despre alergiile apărute la copii și disperarea mămicilor în a găsi soluții și mai ales tratamente pentru vindecarea acestor alergii. Ei bine, tocmai pentru că în jurul meu se întâmplă toate aceste întrebări, astăzi vreau să găsim răspunsuri, iar acest episod este dedicat tuturor celor care, din păcate, se confruntă cu astfel de probleme de sănătate. Și m-am gândit că cel mai bine ar fi să vorbesc cu medicul care a soluționat sute, poate chiar mii de astfel de cazuri în România și nu numai. Alături de mine, doamna doctor Adriana Nicolae, medic specialist în imunologie, dar și alergolog. Bună seara, bine ați venit, doamna doctor! Bună seara! Mă bucur tare mult! Invitația. Mă bucur că ați acceptat invitația mea, știu că aveți un program extrem de încărcat și sincer am cam fugărit-o așa pe doamna doctor să reușesc să o prind, dar mă bucur că ați venit pentru că e sincer o situație cu care se confruntă destul de multă lume în ultima perioadă și am să vă întreb așa în primul rând, ce sunt alergiile și de unde pornesc ele? Putem să dăm o definiție științifică, putem să dăm o definiție poate mai plastică a alergiilor. De fapt, alergia este o reacție de apărare a organismului, dar este una contraproductivă. Și este așa pentru că organismul produce niște anticorpi denumiți imunoglobuline E, și ei sunt îndreptați către lucruri obișnuite din mediul nostru înconjurător, lucruri cu care venim în contact fie prin intermediul pielii, fie că le respirăm, fie că le consumăm. Desigur că există mai multe mecanisme care stau la baza reacțiilor alergice. Aceasta despre care am menționat este una dintre ele. Și o alta mai bine cunoscută este aceea în care celulele sistemului imunitar, respectiv limfocitele, de asemenea dezvoltă o reacție de respingere față de anumite lucruri din mediul nostru înconjurător și acele lucruri se numesc generic alergene. Este, cum am spune, că la un moment dat sistemul nostru imunitar dezvoltă ca o reacție de fobie. Deci față de o chestie cu care era obișnuit, care este în jurul nostru. Și atunci când reacția este puternică, dezvoltă ca un atac de panică. Efectiv, sunt mobilizate multe elemente ale sistemului imunitar și apare ca o cascadă inflamatorie care se traduce prin reacții alergice. De asta ziceam că oamenii se sperie pentru că se trezesc peste noapte exact cu stările astea de anxietate și nu știu exact care e cauza, de unde se apuce, ce tratament ar trebui să ia astfel încât într-adevăr să se vindece lucrurile și nu e de joacă din punctul meu de vedere nu. Și din păcate o să vă întreb și pe dumneavoastră treaba asta că e important. Care sunt cele mai frecvente alergii? Când discutăm despre alergii, după cum spuneam, în funcție de calea de pătrundere a alergenului, discutăm despre alergii respiratorii, alergii cutanate, alergii alimentare, discutăm despre alergii medicamentoase, când organismul dezvoltă o reacție de respingere față de anumite medicamente, discutăm despre reacții față de alergene profesionale, discutăm despre reacții alergice față de latex, de exemplu cauciucul natural, discutăm și despre anumite forme de afecțiuni cutanate care sunt un pic mai speciale, cum este vorba despre dermatita atopică, deci lista poate să continue. Dar e adevărat că, sau cel puțin, repet, așa am auzit, așa a venit la mine informația, cum că până la vârsta de, nu știu, 35-40 de ani, omul n-a avut nimic. A fost foarte bine sănătos, n-a simțit niciun simptom din niciun punct de vedere și s-a trezit la 40 de ani, stai așa că are alergie și la aia, și la aia, și la aia. Uneori este surprinsă să te trezești și la 60-70 de ani cu prima ta reacție alergică. Sau poate ai avut niște reacții pe care le-ai trecut neobservate, pentru că poate ești alergic la un alergen cu care vii în contact foarte rar, sau sezonul polinic, dau un exemplu, este foarte scurt și ai parte de ani în care nu ai simptome aproape deloc sau le confuzi cu o răceală banală. Sunt persoane care dezvoltă reacții severe, într-adevăr, iacătă alimentare sau medicamentoase doar la vârsta adultă, neavând aparent niciun fel de istoric înainte de perioada respectivă, sau sunt persoane care dezvoltă alergii mult mai devreme. Și aici discutăm despre alergiile copiilor la toate vârstele. Care-i cea mai fragedă, dacă pot să mă exprim așa, vârstă la care poate apărea o alergie sau pot apărea mai multe în viața unui om? Cred că nu există limită de vârstă, adică poți să dezvolți reacții alergice. Și la sugari? Și la sugari apar reacțiile alergice. Categoric, tabloul clinic este diferit, adică simptomele sunt oarecum diferite, patologiile sunt diferite când vorbim despre copilul mic și vorbim despre un adult. Numai că, în ciuda miturilor vehiculate în legătură cu alergiile, că nu există sau nu pot fi verificate, nu pot fi testate la vârste foarte mici, da, există alergii de la vârsta sugarului și ele sunt foarte serioase și afectează calitatea vieții întregii familii și, desigur, au un impact negativ asupra calității vieții lor. Dar ele pot fi depistate, că da, și eu știu mitul ăsta. Da, sigur, ele pot fi depistate în măsura în care mecanismul care stă la baza producerii lor poate fi evidențiat la vârste așa de mici. Sigur că există alergii la care poți să pui diagnostic prin teste încă de la vârste de câteva luni. Există anumite patologii alergice, cum sunt alergiile alimentare, cu mecanism întârziat la care nu participă anticorpii și aici investigațiile sunt mult mai limitate, dar tabloul clinic este foarte sugestiv și un clinician experimentat le poate diagnostica. Aș vrea să știu care sunt simptomele specifice, dacă există așa ceva, ale alergiilor. Da, pentru fiecare patologie în parte există altceva. Simptome. Pentru că a zis și dumneavoastră mai devreme și știu și eu asta, multă lume are senzația pardon, că se confruntă cu o răceală. Atunci când vorbim despre alergii respiratorii, deci când vorbim despre rinitele alergice, categoric ele pot fi confundate cu o răceală, respectiv omul strănută, îi curge nasul și de obicei are secreții apoase, îl mănâncă nasul, se înfundă nasul, eventual are chiar un disconfort la nivelul faringelui, adică un pic îl gâdilă în gât sau chiar îl doare în gât. Are o stare de oboseală din cauza acestor simptome. Poate să aibă mâncărimi de ochi, lăcrimare, ochi roșii, deci toate lucrurile astea pot să apară uneori și într-o răceală, dar profilul, cronologia, cadrul în care apar, te duc cu gândul la o alergie. Aici discutăm despre rinoconjunctivită alergică. Când discutăm despre astm, de exemplu, atunci omul are tușește. Poate să aibă chiar, există forme care, prezintă doar tuse, dar mai au și alte simptome, au senzație de lipsă de aer, respectiv de sufocare, respirație șuierătoare, dar aceste simptome pot să apară și în afecțiuni virale, de exemplu, nu numai în afecțiunile alergice. Atunci, da, pot fi confundate. Când vorbim despre alergiile alimentare care au un mecanism imediat, aici lucrurile sunt și mai complicate pentru că tabloul este polimorf. Poți să ai erupții cutanate, poți să te umfli, poți să verși, poți să ai dureri de burtă, poți să ai scaune explozive, dar poți să ai și reacții care asociază foarte multe simptome din partea mai multor organe, inclusiv simptome respiratorii sau cardiovasculare sau din partea sistemului nervos, și acele reacții sunt reacțiile care îți pot pune viața în pericol, respectiv reacțiile anafilactice. Există alergii cutanate, ele pot îmbrăca diverse aspecte. Vorbim despre urticarie, urticarie însoțită de edeme sau doar edeme simple. Discutăm despre eczeme, eczeme de contact, eczema atopică. Deci sunt foarte multe aspecte. Observ. Da, deci patologia este diferită în funcție de afecțiunea alergică cu care se confruntă. Trebuie să fim atenți la semne și care e următorul pas, adică cum facem să depistăm, să ne dăm seama că avem o alergie. Există teste, trebuie să mergem la medic, că acum știți cum e, de fiecare dată când îți curge nasul nu poți să te duci de fiecare dată. Poate la medicul de familie sau te duci direct la farmacist și îi soliciți o medicație potrivită pentru că ai o conjunctivită sau ai o rinită. Nu faci lucrurile astea atunci când sunt aspecte mai grave. Atunci când ai astm, nu prea te duci direct la farmacist să-i ceri medicația. Dar sigur că în diagnosticarea alergiilor, tabloul clinic este foarte important. Istoricul este foarte important. El cântărește foarte mult și în sprijinul acestuia vin investigațiile. Investigațiile care totdeauna sunt alese în funcție de tabloul clinic. Adică să nu ne așteptăm că ar trebui făcute de la bun început teste foarte sofisticate sau screening-uri pe care de altfel oamenii în ultima perioadă le tot fac, au acces la ele, au acces la informații, numai că nefiind filtrate de un specialist, ele pot induce confuzii mari și, de exemplu, în alergiile alimentare pot impune restricții alimentare care nu sunt justificate și au un impact negativ asupra calității vieții unei familii, care la un moment dat, după ce un copil a consumat fără să aibă niciun fel de reacție alimentul respectiv, acestuia îi se face un panel de alergene și vede că s-au depistat niște sensibilizări și deodată părinții spun, vai ce greșeală colosală am făcut, că i-am dat să consume alimentul respectiv și uite, copilul a dezvoltat o alergie la el. Alergia înseamnă să ai simptome. Deci alergia este diagnosticată pe baza tabloului clinic, iar investigațiile sunt direcționate în funcție de acesta. Și da, există foarte multe investigații care pot fi făcute. Trăim într-o epocă în care clar putem să practicăm această specialitate la un nivel foarte ridicat, asta grație apariției unor investigații care îți permit o profunzime a mecanismelor, deci îți permit să verifici reacția de respingere față de molecule alergenice. Discutăm de ceea ce se cheamă alergologie moleculară. Da, este o, mă rog, o subramură a alergologiei, dacă putem să spunem așa, și da, investigațiile sunt extrem de utile pentru a, să zicem, pune un diagnostic de precizie, a personaliza o terapie, deci toate lucrurile astea sunt extrem de utile. Și există, desigur, testele cutanate, care sunt foarte valoroase, pentru că ele te ajută să stabilești un diagnostic rapid. Pacientul vede cu ochii lui că are o reacție, dar și aici există nuanțe și dacă testele sunt negative, valoarea lor predictivă este foarte mare, dacă sunt pozitive, nu mai este la fel de mare valoarea predictivă pozitivă, adică, după cum spuneam, ca și în analize și în testele cutanate, poți să ai teste cutanate pozitive și să nu fii alergic. Deci ele nu se fac iarăși fără să aibă în spate un istoric, o motivație. Deci ai simptome la ceva, testezi acel ceva sau ceva înrudit cu el. Deci toate lucrurile astea trebuie știute de către pacienți. Și în momentul în care aflăm, depistăm, există tratamente specifice pentru fiecare alergie în parte? Da, sau e o chestiune pe care, și în urma cărora putem spune că ne-am însănătoșit? Sau e o chestiune ce trebuie ținută sub control, pe termen lung? Ceva de care practic nu scăpăm niciodată în viață? Depinde. Deci aici răspunsul este depinde și da, este, noi alergologii trebuie să fim prudenți atunci când pronunțăm cuvântul curativ, adică îl vindec. Există în alergiile alimentare, de exemplu, un curs natural al bolii de a căpăta toleranță față de alergenul respectiv. Și da, ești alergic când ești mititel la lapte, ou, soia sau cereale care conțin gluten. Și pe măsură ce crești, capeți toleranță și la un anume moment începi să le consumi fără să mai ai vreo reacție. Asta înseamnă căpătarea toleranței în mod natural. Există însă și alergii alimentare care, teoretic, nu dispar niciodată, adică rămâi alergic la acel aliment toată viața, poți rămâne alergic la acel aliment toată viața și discutăm aici cu precădere de nucifere, arahide, poate fructe de mare, poate pește, poate susan, dar și aici lucrurile trebuie să fie interpretate și poziționate corect la fiecare pacient în parte. Pentru că, de exemplu, am micuți care, deși aș fi jurat că își păstrează sensibilizarea pe o durată foarte lungă de timp, ei și-au căpătat toleranță și într-un an, un an și jumătate, retestându-i și provocându-i, am constatat cu mare bucurie că au scăpat. Ori lucrurile astea, deci, nu sunt valabile pentru toată lumea. Da, când discutăm despre alergiile alimentare, când discutăm despre alergia de contact, de exemplu, ești alergic la nichel și ai o reacție la tot ce este bijuterie din nichel sau nasturi sau catarame, alergia asta nu prea mai dispare și nu prea ai ce să faci decât să o eviți. Sau la un moment dat dezvolți o alergie de contact la parfumuri. Ori de câte ori vei veni în contact cu esențele respective, din păcate, vei reacționa. Atunci, da, în opinia mea, este o alergie destul de dificil de gestionat, dat fiind expunerea ubicuitară la tot felul de esențe parfumate. Când vorbim despre alergiile respiratorii, ele cumva apar un picuț mai târziu, deci nu apar chiar din primele luni sau primii ani de viață, poate se dezvoltă după 3 ani, după 5 ani. Evoluția iarăși poate să fie, în general, de a se menține pe tot parcursul vieții sau să se arborizeze alergiile, să asociezi și alte sensibilizări pe parcurs. Dar există și varianta în care dispar de la sine. Sunt rare situațiile de genul, dar da, dispar și de la sine. De cele mai multe ori cele respiratorii se mențin pe parcursul vieții. Cred că diferă de la organism la organism. De la organism la organism, dar există niște statistici valabile. Când vorbim despre a le vindeca, sigur că noi alergologii ne dorim din tot sufletul să facem asta. Tratamentele de desensibilizare sau ceea ce se cheamă imunoterapie alergen specifică dau rezultate foarte bune și au câștigat proba timpului atunci când discutăm despre alergiile respiratorii. Și aici trebuie spus din capul locului că nu spui o să te vindec, ci spui reactivitatea ta pe măsură ce vii în contact în continuu cu alergenul, un contact de altfel controlat, la un moment dat organismul tău învață această limbă străină și o să o vorbească cursiv și nu o să mai reacționeze ca și când acum nu înțelege niciun cuvânt din ce îi spune alergenul respectiv. Și atunci apare toleranța. Încep treptat să scadă simptomele și la un moment dat omul se trezește că nu mai reacționează. Cât nu mai reacționează, aici este o discuție. Se poate întâmpla să nu mai reacționeze 5 ani, se poate întâmpla să fie asimptomatic în următorii 15 ani, nu știm, poate toată viața, dar trebuie să-i spui că există mai multe opțiuni atunci când începe un tratament, mai ales că acesta este costisitor, este cronofag și da, poate să apară frustrarea la capătul lui când vede că nu are rezultatul la care s-ar fi așteptat. Spre deosebire de alergiile respiratorii, când vorbim despre alergiile alimentare, lucrurile stau un pic mai trist. Deci aici desensibilizările nu sunt făcute de mult timp, nu sunt standardizate încă, nu avem foarte multe preparate, de fapt avem unul singur și acela este dedicat alergiei la arahide, care ar putea să fie administrat fără să ne bazăm pe niște protocoale cumva artizanale. Sigur că nici ele nu sunt făcute la întâmplare și sunt făcute de niște specialiști în centre de excelență care au experiență foarte mare în gestionarea alergiilor alimentare, dar rezultatele încă sunt la nivel de studiu. Ne dorim cu toții să fie cât mai multe produse în viitorul apropiat și ele să fie însoțite de cât mai puține efecte adverse, pentru că și acesta este un aspect care trebuie atins atunci când intră în discuție o imunoterapie pentru alimente. Ce se întâmplă dacă nu luăm tratament? Dacă nu descoperim cam cât de periculoase pot fi alergiile. Poate unii le privesc așa, extrem de relaxate, uite mă mănâncă nasul o lună acum că e sezonul, după care îmi trece și așa un an, și așa 2, și așa 3. Da, abordarea asta este des întâlnită în practica medicală. Mă întâlnesc des cu părinți care, ciudat, au căpătat informații foarte prețioasă la un anume moment și intră într-o fază de negare. Sunt și oameni care o iau în serios, dar sunt părinți care spune ce mare lucru, o să treacă și sezonul la anul și tot așa, poate că e mai blând, poate că se vindecă de la sine. Exact. Există pericolul, după cum am spus, să se arborizeze sensibilizările alergice și din ce ai plecat la drum cu una, după aceea să începi să dezvolți și altele. Începi la carien și dezvolți după aceea la polenuri sau la mucegal. Există de asemenea posibilitatea să se complice lucrurile, adică dintr-o rinită care are în spate o inflamație a mucoasei nazale să apară complicații. Netratată. Normal, deci apare sinuzita, apar otitele, apare astmul care este cumva partener al rinitelor alergice. Totdeauna cele două afecțiuni trebuie să fie verificate și dacă una este predominant ca simptomatologie. Deci și dacă ești astmatic, totdeauna vei fi întrebat dacă nu cumva ai și simptome din partea nasului și invers, dacă ai simptome de rinită, totdeauna trebuie întrebat pacientul dacă și tușește sau obosește la efort sau în alte situații. Când vorbim însă despre alergia alimentară și mai ales de cea care are mecanism imediat, lucrurile sunt chiar înspăimântătoare atunci când nu e în serios această problemă, pentru că tabloul acestei reacții poate să îmbrace și forme foarte severe, care îți pot pune viața în pericol, ceea ce se cheamă anafilaxie. Adică lumea de regulă... un pericol vital aici deja. Este un pericol vital. Deci îți poate pune viața în pericol. Și nu discutăm numai despre șoc anafilactic, toată lumea când pronunță se gândește la șoc. Anafilaxie este o reacție sistemică, deci la care participă mai multe organe și sisteme și simptomele sunt severe. Deci fiecare în parte poate să îți pună viața în pericol, mai ales atunci când se combină, este cu atât mai serioasă problemă. Același lucru se poate întâmpla și în alergiile medicamentoase. Ținem cont că și aici există pericolul tot de anafilaxie și există și dacă ești alergic la latex, poți să faci, de exemplu, anafilaxie, nu numai alergie de contact. Deci sunt multe aspecte care sunt foarte serioase. Poate că o rinită nu este la fel de periculoasă cum ar fi o alergie severă la lapte sau la alune. Apropo de asta, țin minte, nu o să uit niciodată, când eram copil și, bineînțeles, nu știam, n-aveam informații, pe vremea respectivă nici nu exista sursă de informare cum există astăzi, și am văzut un film, un om care mâncase într-un supermarket arahide sau unde arahide ceva și a început să se umfle. Și se umfla ochii, se umfla limba. Exact genul de reacție care duce înspre șoc anafilactic. Și secunda m-am speriat și am zis, Doamne, dar există așa ceva? Nu, sunt filme, e doar în filme, au scris oamenii scenariu. Ei, iată că se întâmplă realitate. Știți ce sunt curioasă? Dacă e mai periculos la copii sau la adulți? Când discutăm despre o reacție alergică severă, nu cred că este important segmentul de vârstă. Deci până la urmă o reacție alergică severă, fie că este la un copil mic sau un adolescent sau un adult, dacă ea îmbracă un tablou sever, este același lucru până la urmă. Poate factorii declanșatori pot să fie diferiți, simptomele, cronologia lor, factorii adjuvanți, pentru că există, de exemplu, în reacțiile alergice alimentară și nu numai, niște factori adjuvanți. Discutăm despre efortul fizic, discutăm despre coexistența unei infecții virale, un tratament făcut în paralel cu un antiinflamator sau cu un antiacid care modifică primul pasaj care distruge alergenele alimentare, respectiv acidul gastric din stomac. Discutăm despre faze ale ciclului menstrual, discutăm despre călătorii în care există un factor de oboseală și stres. Deci sunt niște cofactori care pot potența o reacție alergică. Și deci trebuie să ții cont totdeauna că o reacție alergică este imprevizibilă și că tabloul ei poate să fie extrem de diferit. Niciodată nu o să aibă același pattern. Deci cei care zic că da, a avut copilul meu o reacție la un aliment, a făcut o urticarie, o erupție, așa o să facă și data viitoare. Nu este așa. Deci lucrurile nu stau în felul ăsta și cum este vorba românului, ulciorul nu merge de multe ori la apă, așa se poate întâmpla că la următoarea întâlnire să se sumeze niște factori care modifică cu totul tabloul sau pur și simplu reactivitatea lui este diferită în acel moment, pentru că poate să fie în spate și o alergie respiratorie care îi amplifică reactivitatea sau poate să fie într-un moment în care este răcit, de exemplu. Deci lucrurile astea pot să agraveze și să schimbe tabloul. Eu am întrebat pentru că întotdeauna ca mamă am avut panica asta cu copilul, mai ales când era mic. Când am început diversificarea, păi stresul de pe lume a fost, doamna doctor, câte 3 zile același alimentuț, să nu cumva să vedem, îl controlam peste tot dacă nu i-a apărut ceva, așa, când i-a apărut prima aluniță pe corp, nu vreți să știți ce haos a fost în casă, ce are copilul. Normal. De unde era alb, perfect, cu pielea imaculată, pac, o aluniță. Ce e asta? De unde a apărut? Dar de ce? Da, să-i facem examinare. Exact, adică sigur. Era... Mămici, cred că toate mămicile sunt așa, sau poate, mă rog, o parte. Toate mămicile din vremea asta sunt așa. Din vremea asta. Da, că și eu am fost mămică și știu că și eu am fost stresată și categoric mă uitam și eu tot timpul la pielea copilului meu sau ce mănânc. Dar nu mi-amintesc să fi fost atât de stresată când l-am diversificat. Și era un copil cu dermatită atopică și pe vremea aia nu existau discuțiile legate de alergie alimentare, nimeni nu știa. Iată. Deci acum aproape 27 de ani nu discutam, mulțumesc la fel, deci nu discutam despre așa ceva. Și poate că strategia pe care am abordat-o atunci este cea corectă. Adică eu i-am oferit copilului meu, indiferent că avea eczemă, toate alimentele pe care le consumam în casă. Sigur că nu consumam cum se consumă acum arahide. Așa e. Nu consumam atâtea nucifere, susan sau tot felul de alte alimente de nici nu am auzit de ele până în ultimii ani, când am început să mă aplec asupra alergiilor alimentare de nevoie, pentru că valul efectiv a venit ca un tsunami și ne-a izbit pe toți, atât pe pacienți cât și pe medici. Medici, sigur. Da. Dar pentru că i-am oferit, presupun că organismul lui a căpătat toleranță. Deci a fost desensibilizarea cumva. A căpătat urmă. Sigur că avea și el niște manifestări digestive la vremea aceea. Dar acum suntem cu mult mai atenți. Știm exact cum ar fi corect. Adică acea abordare să introducem alergenele periculoase, ca așa le spun, după vârsta de 3 ani. Poate și mai târziu da. A fost una total greșită. Deci am pierdut acea fereastră de oportunitate care apare între 6 luni și poate 1 an și jumătate cel mai târziu, în care trebuie să consume, dacă nu a apucat să se sensibilizeze alergic și să dezvolte alergii, toate alergenele, cu precădere cele cu care vine în contact în mediul lui. Deci care intră în obiceiurile alimentare ale familiei sale. Nu trebuie neapărat să exagerăm și să introducă alimente pe care familia lui nu le consumă, numai de dragul de a le introduce, de a verifica, de a bifa. Nu. Dar dacă el are posibilitatea de a intra în contact în casa lui cu ele prin intermediul pielii și nu numai, atunci trebuie introduse. Trebuie făcută o diversificare precoce. De asemenea, ca mamă, vis-a-vis de alergii sau, mă rog, vis-a-vis de orice soi de, nu știu, boală sau afecțiune ar fi dezvoltat copilul, de-aia am întrebat dacă e mai periculos la adult sau la copil, pentru că până, uite acum, recent, 4 ani și jumătate, el nu știa să-mi spună ce-l doare, unde-l doare, unde-l mănâncă. La vârstele astea este o provocare până la urmă. Exact, și de-aia mă gândeam. Deci, pediatrii sunt niște Dumnezei până la urmă. Să decripteze din toate semnele unui micuț ce înseamnă, ce ar putea să fie. Da, și mai ales este înspăimântător să asiști la o reacție de genul ăsta la vârste foarte mici. Și da, trebuie să demontăm mitul că alergiile severe nu apar la vârste foarte mici. Ele apar și am întâlnit în cariera mea foarte multe reacții la vârsta sugarului și reacții cu un tablou clinic foarte sever. Să înveți părintele după aceea să recunoască, iarăși este o provocare, și mai ales să înveți părintele să reacționeze. Imediat. Să reacționeze imediat. Că în mod normal exact, la chestiuni de genul ăsta toată lumea e friz. Exact, deci este ca în singura acasă, da, când și-a dat seama că nu-l are la purtător. Așa se întâmplă, deci pur și simplu îți vine să îngheți, dar dacă îngheți, te mănâncă alergia. Este ca și când ai un șarpe în față, vine și te mănâncă dacă tu nu reacționezi. Dacă reacționezi, trebuie să știi ce pași trebuie să urmezi și de aceea există specialiști, există plan de acțiune, deci punem mare accent pe acest lucru. Oamenii trebuie să știe să recunoască semnele, să intervină după fiecare nivel de severitate și să știe că, de altfel, poate avea un instrument care salvează viața unui copil. Fie că e vorba despre alergiile alimentare, fie că, de exemplu, discutăm despre criza de astm, că și criza de astm poate, de asemenea, să fie cu pericol vital. Și atunci trebuie să reacționezi rapid. Instant. Dar spuneți-mi, care sunt detaliile care ne ajută tocmai la copii mici care nu știu să se exprime, astfel încât să putem identifica o alergie care, nu știu, poate că se ascunde cumva și nu apare fizic, să o putem vedea, să putem pune mâna pe ea? După cum spuneam, alergia de obicei se exprimă. Se exprimă, deci nu se ascunde. Deci nu avem cum să se ascundă. Când vorbim despre acea alergie ascunsă, de altfel discutăm despre sensibilizări alergice care pot fi depistate cumva prin niște analize făcute la un anume moment și care nu au ecou clinic. Dar da, ne putem gândi dacă avem un copil și noi suntem alergici sau rudele noastre apropiate sunt alergice, că el se va naște cu un program, se cheamă atopie, adică predispoziție genetic programată, moștenită de la rudele tale spre reacții alergice. Când îți activezi programul și ce taste o să acționezi, nu se știe. Deci pentru că ar fi foarte bine să știm de la bun început, uite, ce fac urmează? Un test și copilul îmi arată că micuțul meu o să fie alergic la asta, asta, asta. Gata, fac o strategie în sensul ăsta. Dar putem să avem în vedere niște aspecte. De cele mai multe ori, prima afecțiune întâlnită la vârsta sugarului este dermatita atopică. Adică pielea lui are un program de a se usca. Devine uscată, inflamată și atunci devine cumva o poartă de intrare, un portal pentru alergenele din jurul copilului. Fie că ele sunt respiratorii, fie că sunt alimentare. Deci aici este foarte important să punctăm că de cele mai multe ori când se bănuiește a fi o alergie alimentară, mamele sunt supuse unor diete ultra-restrictive în situația în care alăptează. Copiii, din nou, la un moment dat când încep diversificarea, sunt supuși unor diete ultra-restrictive, numai că ceilalți din jurul lor consumă liber acele alimente. Nu se spală pe mâini după ce le-au consumat, nu se spală pe dinți și cine nu vrea să pupe un bebeluș drăguț. Deci toată lumea pupă bebelușul, frații lui, părinții lui și atunci pe această piele inflamată se așează alergenele respective, pătrund în interiorul pielii și vor fi prezentate celulelor sistemului imunitar care au un program, deci au o predispoziție, spună, wow, asta nu-mi convine, încep să produc niște anticorpi împotriva lor, că uite, mi s-a cășunat mie să am un mecanism de apărare contraproductiv față de lapte sau față de ou, pe care, uite, îl mănâncă fratele meu și mi l-a așezat pe piele. Și în acel moment încep să se producă anticorpii și la o terță întâlnire, când bebelușul sau copilul mititel începe să consume, o să apară reacția alergică. Da, deci putem cumva să facem câte ceva. Putem să îngrijim cum se cade pielea. Foarte mulți au reținere de a folosi medicația potrivită pentru un control bun al dermatitei atopice. Atunci apare această corticofobie. Uneori este nevoie să administrezi preparate cu cortizon pentru a putea controla erupțiile care sunt de o severitate mai mare. Și oamenii se gândesc deja, wow, deci o să influențez creșterea copilului meu. Sau cine știe, am citit că se subțiază pielea. Sau mi-a spus nu știu cine că nu este corect să dai cu cortizon. Lasă în continuare pielea inflamată să-și vadă de drum, se exacerbează și în paralel se vor dezvolta celelalte alergii, celelalte sensibilizări, după cum am spus, la alimente sau alergii respiratorii. Ori dacă noi îngrijim de la bun început pielea cum trebuie, nu neapărat prevenim dezvoltarea sensibilizărilor, dar împingem momentul în care el ar putea să apară și atunci avem timp să adoptăm această strategie de diversificare precoce și organismul să dezvolte toleranța naturală. Deci asta este o strategie care ar trebui urmată de părinți. Apoi să știm că dacă sunt suprainfectate leziunile respective și este bănuit că ar avea un portaj de stafilococ sau un portaj de micoză, de asemenea trebuie intervenit corect, conform indicațiilor dermatologului sau alergologului, pentru că organismul produce anticorpi de tip IgE, după cum spuneam, această clasă ciudată, și față de enterotoxinele stafilococice sau față de ciupercile respective, și lucrurile astea pot favoriza ulterior sensibilizări alergice la acarienii din praful de casă, dar și la alimente, la ou, la arahide, la lapte, la nucifere. Deci lucrurile astea au o logică cumva pentru noi și de aceea este bine să le transmitem și părinților și altor medici care se ocupă de îngrijirea copiilor mici, că poate le scapă și atunci ne trezim cu întreg marșul atopic, adică dermatită, alergie alimentare, rinită, astm și mai nou. În acest marș s-a suprapus o afecțiune alergică cu un mecanism foarte complicat și care se cheamă esofagita eozinofilică. Deci esofagita eozinofilică este o afecțiune alergică care afectează tractul digestiv, în speță esofagul, care devine inflamat, puternic inflamat și infiltrat cu o categorie de celule care participă la reacțiile alergice și care au un bagaj enzimatic foarte agresiv și simptomatologia este destul de serioasă și afecțiunea în sine este greu de diagnosticat. Că toată lumea crede că este vorba despre un reflux sau despre cine știe ce alergie sau intoleranță și încetișor, încetișor vezi că la un moment dat copilul acela nu mai poate să mănânce cum trebuie, nu mai poate să înghită cum trebuie. Wow. Și se ajunge la endoscopie digestivă și în momentul ăla se pune cu certitudine diagnosticul. Deci, da, s-a suprapus și această patologie, poate că suntem mai atenți la ea, poate că exista din totdeauna, dar trecea neobservată. Pentru că nu aveam atâtea cunoștințe cum le avem acum, dar într-adevăr în marș s-a suprapus și această afecțiune. Ați zis mai devreme și era una dintre curiozitățile pe care le aveam, că dacă părinții într-adevăr au alergii, copilul este predispus și el. Da. Se moștenește, da, alergia, predispoziția sau adică se dobândește? Nu. Sau deci, după cum am spus, există această predispoziție spre a dezvolta alergii. Asta o moștenești. Terenul atopic. Terenul. Când îți exprimi tu alergia, adică când îți pui în aplicare planul ăsta de respingere, este greu de spus. Unii au neșansa să înceapă de la câteva săptămâni de viață, alții la 60, se trezesc la 60 de ani. Dar dacă nu ai părinții cu alergii? Deci asta se poate întâmpla. Adică să fii primul în care neam, din acel moment tu o să transmiți. Sau există și varianta ca ceilalți să nu-și fi dat seama, adică simptomele lor să fie ușoare și poate un bunic nu s-a controlat niciodată dacă este alergic sau nu și s-a transmis la nepotul său, care devine manifest. Deci de cele mai multe ori este agregare familială, dar se poate întâmpla să fii primul la care apare lucrul ăsta. Mulți sunt cumva mirați cum, dacă îi întrebi în cabinet, există în familia voastră cineva cu alergii? Nu. Sigur, nu are nimeni? Da, poate soțul meu are, dar a dezvoltat acum, în ultimii ani, la ambrozie. Adică ca și când alergia la polenul de ambrozie nu face parte din același tablou al reacțiilor alergice. El nu a avut niciodată reacții alergice alimentare. Deci asta este bine de știut. Deci nu moștenești alergia părintelui tău sau a bunicilor, ci moștenești predispoziția și tu ai soarta ta până la urmă și afecțiunile tale. La fel cum se întâmplă în cazul multor afecțiuni pe care le dezvoltăm și care ne panichează, se iau, se transmit, nu se transmit. Alergiile se transmit, se pot... Asta este un mit, de altfel, și cred că se aplică mai nou și pentru rinită, că nimeni până acum nu se cramponea dacă strănutai, dar dată fiind pandemia și tot ce a însemnat ea și cât ne-a afectat calitatea vieții, da, multă lume acum dacă strănută cineva că este alergic, spune Doamne ferește să nu-ți dea COVID sau să nu faci gripă sau cine știe ce altă afecțiune. Sau se scuză oamenii în secunda 2 și spun sunt alergic. Da, să nu mai zic că nu-i mai primesc la școală pe unii copii care au această problemă crezând că sunt răciți. Oamenii nu înțeleg că până la urmă în alergie nu ai febră, nu ai nici măcar o sufebrilitate. Exact. Da, poți să ai o stare generală mai proastă și o oboseală, dar asta nu înseamnă că ai o viroză. Cred că cel mai... mult se discută despre posibilitatea asta în alergiile cutanate. Deci aici când vorbim mai ales de eczeme, dermatita atopică, eczema de contact, aici lumea crede că este ceva contagios sau poate să zică, uite ce se scarpină ăsta, cred că are râie. Deci se poate întâmpla și așa ceva. Da, cred că o parte din... bullying-ul la care sunt supuși anumiți copii este datorat acestei percepții total greșite. Totdeauna când îmi intră în cabinet un copil, fie că este mititel, fie că este mai mare și care are o formă severă de dermatita atopică, am o reacție organică, efectiv. Deci eu intru în panică pentru ce i s-ar putea lui întâmpla vis-a-vis de percepția celor din jur. Că toată lumea vrea să aibă un bebeluș cu piele netedă, roză, frumoasă, perfectă. Și nimeni nu mai este la fel de încântat atunci când vezi o piele zemuindă și un copil care are o piele uscată din cap până în picioare și care seamănă orice afecțiune de pe fața planetei. Și atunci oamenii poate se sperie. Da, și reacționează în consecință. Atunci aceste reacții afectează foarte mult părinții. Deci îi fac să se izoleze și la școală copiii sunt izolați și sunt supuși bullying-ului, fie că discutăm despre eczeme, fie că discutăm despre alergii alimentare. Și aici este o mare problemă. Să spui sau să nu spui. Să ții ascuns ca să poți să ți-l integrezi într-un colectiv sau să spui din capul locului ca să nu... să fie supus unui pericol suplimentar de cei din jur. Unii nu înțeleg lucrul ăsta și asta ține de educația noastră și de aceea datoria noastră a fiecăruia în parte, fie că discutăm despre profesioniști, fie că discutăm despre părinți sau prieteni, ai unor familii care au copii cu alergii, este foarte important să facem educație. Deci doar așa speranța acestora de a avea o viață mai bună și de normală. A fi relativ normală. Adică nu poți să discuți despre o viață normală atunci când nu poți să mănânci vreo 5 categorii de alimente și nimeni în jurul tău poate n-ar trebui să le consume și nimeni nu te cheamă la o petrecere sau nu poți să pleci în concediu fără să discuți cu cei de la companiile de transport și să-ți garanteze că nu se va mânca alergenul respectiv. Deci viața ta nu e simplă deloc. Oh, wow, da. Nu e simplă deloc. Deci părinții ăștia au o viață foarte grea, copiii au o viață foarte grea, adolescenții care au devenit acum din acei copii cu alergii alimentare severe sunt supuși unor tentații foarte mari și ei au parte de cele mai serioase reacții. Mm-hmm. Doamna doctor, există transformări pe care alergiile le-au suferit în ultimii ani de zile și care le-au făcut așa și mai mari și mai pompoase decât erau? Dacă mă întrebi cum era când erai tu tânără și abia ai început? Erau. Erau dar multe, dar altfel. Adică atunci când mi-am început eu cariera, întâlneam foarte multe alergii respiratorii. Foarte multe. Câteva alergii de contact, iar alergia alimentară pot să spun că le număram pe degete. Aproape deloc. Vedeam multă patologie respiratorie. Diagnosticam mulți pacienți cu asp, cu rinoconjunctivită alergică. Dermatite atopice nu erau așa de multe, de aceea și m-a luat cumva prin surprindere chiar afecțiunea copilului meu. Deci nu eram foarte pregătiți să... nu ne pricepeam să le diagnosticăm sau să le investigăm sau să le gestionăm pe termen lung. Am învățat pe parcurs, numai că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat considerabil. De ce? E simplu de spus de ce. Păi ne-am schimbat cu totul obiceiurile alimentare, zic. Păi ce mâncam noi înainte, de epoca prea bine cunoscută, ce mâncăm acum, astăzi? Dar poate ce am mâncat în perioada aia de tranziție, atunci când lumea era fascinată de orice porcărie de suc, de bomboană colorată, deci tot ce nu era potrivit și sănătos, pe noi ne-a fascinat și atunci ne-am schimbat cu totul obiceiurile alimentare, acest lucru a avut un impact asupra florei intestinale, au apărut tot felul de afecțiuni digestive, gastrointestinale la început. Ulterior, acest intestin permeabil a favorizat apariția unor sensibilizări alergice, a unor boli autoimune. Deci lucrurile s-au complicat. Când discutăm despre mediul înconjurător, aici iarăși nu mai este niciun dubiu ce respirăm noi în fiecare zi, ce nivel de poluare există. Da. Există poluare și în interiorul casei, și ea provine din lucrurile simple pe care le utilizăm, respectiv cine nu folosește tot felul de parfumuri de cameră sau hârtie igienică și șervețelele, toate sunt parfumate. Cine nu folosește dezinfectante puternice și ce miros puternic și iritativ au ele? Păi înainte lucrurile nu stăteau așa. Cu ce curățau mamele noastre prin casă și poate am prins și noi perioada aia și după aceea, bum, au apărut toate aceste substanțe. Da, curăță miraculos, dar și ce impact au asupra pielii. Toate plasticele în care depozităm și transportăm hrana, tot ce a poluat apele. Să ținem cont că toate acele substanțe trec în pești, trec în fructele de mare, tot ce folosim pentru a crește și a stimula plantele, insecticide, pesticide, tot felul de lucruri care, într-adevăr, au avut un impact devastator asupra noastră și au schimbat cu totul profilul afecțiunilor alergice. Discutăm, de exemplu, de încălzirea globală și de poluare, care a generat o creștere a alergenicității polenurilor de 3-4 ori. Deci, wow. Pe lângă faptul că, odată cu încălzirea globală, sezoanele au crescut foarte mult, au ajuns să se suprapună. Intri în unul, treci imediat în celălalt, nici nu mai știi la ce ești alergic, când, cum. S-a schimbat cu totul și alergenicitatea lor. Apoi, clima s-a modificat. Prin încălzirea globală asistăm la zile, luni întregi de căldură tropicală, dar asistăm și la sezoane foarte ploioase și în acel moment apare un alt alergen de exterior, respectiv mucegaiul, mucegaiul plantelor, alternata. Deci sunt tot felul de lucruri care s-au schimbat cu totul. Discutăm despre acel alergen pe care noi îl considerăm oarecum extraterestru, polenul de ambrozie, care este vedeta ultimilor ani, dar este vedetă în înțelesul negativ, prost, da, al cuvântului, pentru că când vorbim despre 1 milion de persoane care sunt alergice la polenul ăsta, nu mai este lucru de joacă, chiar atât de distractiv. Și când discutăm despre diagnosticarea acestor alergii la vârste foarte mici, vezi, în cabinet am avut și copii de 2 ani, 2 ani și un pic, alergici de-a dreptul, nu sensibilizați alergic, adică să-i descoperi IgE-uri la polenul de ambrozie, ci cu simptome efectiv la acest polen. Deci lucrurile sunt într-adevăr pe o pantă deloc favorabilă nouă. Și acum vine întrebarea mea, e pregătită societatea pentru acest nou val de alergii? Nu, aș zice că în acest moment nu este pregătită și am atras atenția de nenumărate ori că trebuie să depunem cu toții eforturi considerabile ca să ne educăm. Ăsta este cuvântul, educație, nu avem alt cuvânt mai potrivit. Trebuie să înțelegem că alergiile nu reprezintă doar un moft, nu reprezintă doar un strănut, nu este un copil pretențios că nu poate consuma un aliment, sau nu este un copil pretențios că îți spune să nu mai fumezi lângă el pentru că asta îi face rău, sau ți se spune să nu mai vii atât de parfumat într-un loc public pentru că acolo pot exista persoane care pot reacționa rău la acest factor iritativ și nu numai alergen. Deci, da, dar când discutăm despre anafilaxie și discutăm despre pericolul vital, atunci oamenii chiar trebuie să înțeleagă că există reacții alergice care îți pot pune viața în pericol. Și da, fie că e vorba despre un adult, fie că este vorba despre un copil mic, un sugar, să asiști la o reacție în care efectiv se produce un atac de panică al sistemului imunitar și se descarcă atât de multe substanțe care după aceea acționează la nivelul pereților vaselor de sânge, la nivelul mucoaselor respiratorii, la nivelul pielii și antrenează o cascadă de semne și simptome și vezi că nu mai poate să respire. Sau vezi că nu mai știe unde este și amețește, leșină, își pierde starea de conștiință, atunci, da, poate că merită să fii un pic mai atent. Merită să îl respecti că nu poate să aibă o viață ca a ta, dar și-ar dori-o. Și atunci, da, să nu-i mai spui că este o minoritate și trebuie să se supună tuturor, că nu noi cei majoritari trebuie să ținem cont de alergici și să-i ocrotim și să respectăm regulile pe care ni le impun ei. Pentru că, din păcate, nu mai discutăm despre o minoritate. Până în anul 2050, 1 din 2 vom deveni alergici, dacă nu suntem deja. Și atunci nu mai discutăm despre o minoritate și cu toți ar trebui să înțelegem fenomenul ăsta, să culegem cât mai multe informații din surse cât mai sigure și să empatizăm cu persoanele respective și cu cauza lor. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați ajuns astăzi și pentru că ne-ați împărtășit atâtea informații de care avem nevoie cu toții și sper din suflet că vă va fi de folos acest episod din TeAscult. Sunteți minunată, doamna doctor, să vă dea Dumnezeu multă putere, să puteți să faceți cât mai mulți oameni, oameni, bine de acum înainte. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați ascultat și ne revedem și data viitoare. O seară bună!